Timp de două zile, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au organizat o acțiune vizând prevenirea accidentelor rutiere, respectarea regimului legal de viteză pe tronsoanele cu risc ridicat de producerea accidentelor rutiere. Oamenii legii au aplicat 160 de sancțiuni contravenționale, între care 3 pentru consum de alcool. Totodată, 17 conducători auto s-au ales cu permisul de conducere suspendat. Acțiunea preventivă a polițiștilor a vizat principalele cauze generatoare de evenimente rutiere. Vorbim în special despre viteză neadaptată la condițiile de drum sau viteză peste limita legală, dar și consumul de alcool sau substanțe interzise. Activitatea s-a desfășurat pe toate drumurile publice din județul Hunedoara, iar polițiștii în cele două zile cât a durat această activitate în trafic au aplicat 160 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea diferitelor prevederi ale legislației rutiere, dintre care 49 de sancțiuni au fost aplicate doar pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Totodată, polițiștii au luat măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule față de 17 conducători auto, în 5 cazuri măsura fiind luată pentru depășirea limitei legale de viteză, iar în 4 cazuri pentru consum de alcool, în timp ce, pentru nereguli tehnice, au fost reținute 8 certificate de înmatriculare.